make you make click. No bun de salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de fapt, mai bine zis, o nouă serie. Bine v-am găsit la o nouă serie. Astăzi jucăm puțin Postal 2, un joc absolut retardat și super tare, în care poți să intri în case direct pe geamuri, să dai cu lopata în monitoare cu Windows XP și în lămpi, că de ce nu? Mi-am adus o aminte mai demult de jocul acesta și am zis, hai să încerc și eu un gameplay la el să văd cum e. Că am mai văzut și la alții pe net acest joc și am văzut cât de retardat poate să fie, adică, dude, cred că ăsta e singurul joc, cel puțin pentru mine, singurul joc în care poți să te piși. Now the flowers will grow. Singurul shooter care are ceva arme în el, open world, cât de cât first person în care te poți piși, a super tare ideea acestui joc. Pentru cei care nu știi jocul, ești un tip care are mai multe misiuni de făcut în orașul ăsta, cu foarte multă lume retardată. Bine, acum oamenii se comportă normal, dar oare ce se întâmplă dacă mă piși pe stradă? Oh, yeah. O ia oamenii la fugă, se pare. Hai că ăsta văd că n-are nimic împotrivă. Bă, tu vomiți pe mine, fututen. E fain, acum pot să joc... Să joc basket cu ăsta. Mordă-te, record. E fain, ăsta nu ia la fugă, stă și încasează. Bă, dracu, are pușcă. Bă, ne-am... A, avea Deagle, credeam că avea un M4 ceva. Hai, deschide ușa, ce avem noi aici? Bă, da, prea sexy caracterul ăsta. Da, hai că o să vă arăt cam ce pot face în mare parte în acest joc. Nu prea m-am jucat așa mult off camera cât să mă obișnuiesc cu controlele, dar cât de cât cam știu ce trebuie să faci aici, anume să te distrezi, nu? Bine, la început acum jocul acesta mi se pare că are povestea pe 7 zile, pe o săptămână întreagă și acum este luni. Și... Mă pune să mă duc la fabrica de lapte să iau lapte. Oricum nu-mi plăceau pisicile. Așa mai bine. Hai să vă... Da, avea și pușcă asta, ce ziceam. Bă, da... cred că am dat să iau ăsta. A, noroc, fă, deci te uiți așa la mine. Jos cu abuzurile poliției române. Da, nu-mi place cum se uită ăștia la mine, nu-i prea bine. Mie că mai acum poliția. E fain, găsești un om pe stradă care dansează lângă niște sticle de bere. Zici că e Michael Jackson ăsta. Hai să-i dăm motiv acum să danseze. Cred că ai ajuns. Săracu, s-a și udat, s-a pișat pe el. Ok, deci se pare că nu se udă. Ia, dă-te direct. Mă, ce-am tăiat luat asta piciorul. Mă, asta nu știam că poți să tai cu bucăți. Mă, ce mișto e. Bă, hai că am păstrat ce e mai important la o fată. Craci, curu și țâțele, gata. Aia o putem lua acasă, de fapt. Hai că le-am dat din drum, că după aia zic ăștia că face mizerie. Și va, hai să ne pișăm de la înălțime. Ia mă, nimeni cu tipul ăla. A, n-ajung până acolo. Da, mi-am luat falling damage. Aoleu, are pușcă. Da, M16 ne face. Bă, dracu, greu moare. Nu vin niște mai. Mo. Hai, facem o oină sau un tenis ceva? Direct, Simona Hale facem acum. Oh, ce câine cu minte. Bravo, băiatul. Hai, ia-l. Bă, gameș. Poliția. Lasă câinele în pace. Mă, dracu, are pistol. Mă, ce-i pe aici? Hai să intrăm pe geam. Ai, deja geamul spart. Poliția firară, dracu. Ia să curentez un pic. Hai, știu că-ți place. Poate nu-i knock-out nici acum.
Hai că dăm cu bulanul. Bun, ne-am făcut și cu muniție. E super bun ăsta cu electroșocuri. Văd că aici e secția de poliție. Se pișe pisica asta aici. Se pișe pe cur. Bă, tu știi că n-ai voie să te piși pe stradă, nu-ți e rușine? Pisică proastă. Să mai mănânci tu porumbei după aia. Hai. Zut, 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 zut. Gata, hai că am scăpat de pisica aia. Sună un telefon, se pare. Aoleu. Aoleu, dar toți ăștia au pistole acum. Dar numai pe lângă dau. Stai că eu într-un ambient să reîncarc. Da, aud un câine care latră și mie că vine să mă muște. Eu să plătem cu gloanțele, că o să rămân fără. Au... Oleu, am luat wanted. Dă shotgun-ul, băgam iași. N-am buzunar. Da, mor odată. Unde arunca pistolul? Mai am 4 gloanțe și shotgun. Rara dracu de polițistă coruptă. Țigări văd că-s pe aici. Un coș de gunoi. Hai, vă devastez aici birou. Mă piși pe birourile voastre. Mă piși pe birourile voastre. La propriu. De ce ține calendar așa? Nu știu. Nimic telefon fix. Mă piși pe el. Deschide ușa. Dar noi tot pe aici pe lateral venim. Hai, care șmecher? Care vrea să-i fută acum un glonț în cap? Sau un cart. Oh, uite aici benzină. Exact ce-mi trebuia mie. Gaz. Hai că vară cum puteți bubui mașini să dați foc la oameni. Văd că au niște voci de oameni care strigă ceva pe acolo. Ce vrei, mă? That's gonna leave a mark. Ce am dat-o în cap? Ia sticle pe aici. Pe aici am fost? N-am fost? A, cred că l-ai pistol. E un telefon. A, mă, pe aici pe sus. Pe aici am fost. Hai, pe aici. Pe aici n-am mai trecut. De polițistul acolo. Ok, văd că au niște protestatari. Hai în direcția aia, că s-au niște protestatari, să vedem ce e. Running with Christmas. Ok, ce ori vreau ăștia, nu știu. Lasă-mă, aoleu, au și ăștia pistoale. Dă chibritele, dă chibritele, dă chibritele. Ardeți firați, să-i drecu. Cred că i-am rezolvat. Aoleu, dar ce-mi framează acum că e focul ăla acolo. Bă, măcar focul arată fain. Da, hai că le-am dat foc și protestatorilor ăla. Aveau niște pistoale ceva la ei, firarai drecu. Ată ce ard acolo. Ce e fain e că dacă arzi, te piși așa în sus și vine înapoi pe tine și s-a stins. Hai să dăm foc și la mașini. Gata. Și eu cu să fac. Bum! Ha. Prea frumos jocul ăsta. Din păcate nu poți să conduci mașinile, că era prea fain. Dar măcar te poți pișa pe ele. Stai, se stinge chibritul. Da, m-am stins chibritul, super tare. Marș drecu. Ok, deci cam ăsta ar cam fi primul episod de Postal 2. Eu sper că vă... A, stați să... Hai să toți să stingem domnița asta să nu mai ardă. Hai, stinge-te, fă, firea aia drecu. Asta e cam la foc. Hai că m-am stins. Hai mă, stinge toată. Hai vă că te-am ajutat să te stinzi acum. Hai, du-ne înainte. Așa, gat. Hai, du-ne înainte. Du-ne spre infinit, spre nemurirea sufletului. Bă, da, sexy arăți așa fierbinte la propriu. Așa, du-ne. Îndrune, condune-ne, mă rog. Deci cam acesta a fost primul episod de Postal 2. Eu sper că v-a plăcut. Vechea poveste Dusk. Tu cap în gură butoanelor de videoclip. Și până data viitoare. Hai să dăm un atare aici. Ciao, les. Mă, cât s-a dus.